Frați și surori, înainte să înceapă videoclipul, aș vrea să vă spun că dacă vreți să apăreți în următorul meu clip, trebuie să completați următoarele reguli mai puțin de 10 secunde. Apasă butonul de like la acest videoclip, abonează-te la acest canal de YouTube, activează clopoțelul bifă să ți se trimite toate notificările și lasă 6 comentarii în care scrii literă cu literă cuvântul frăția, respectiv o singură literă pe comentariu. Succes! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iancu și vreau să vă zic că a venit momentul, guys, a venit momentul să ne întrebăm dacă vom avea un update ceva mai creepy în Brawl Stars, dar ce s-au găsit foarte multe link-uri. Înainte să înceapă videoclipul, vă ajugați, dacă vreți să adauge update-ul creepy, să apăsați butonul de like cât mai în cantitate cât mai mare, să fie cât mai mulți care apasă butonul de like. Și totodată aș vrea să anunț și abonatul episodului, care este Alexandru Beret, care a scris un comentariu literă cu literă, respectiv o singură literă pe comentariu cuvântul frăția. Lucru pe care trebuie să-l faci și tu dacă vrei să apară în următorul meu videoclip. Guys, astăzi suntem pe Brawl Stars. Suntem pe Brawl Stars, am așteptat momentul ăsta de foarte mult timp ca să vă spun că există o șansă, nu spun că o să se adauge, există o șansă destul de mare să avem în curând un update creepy în Brawl Stars. Adică un update care va conține foarte, foarte multe lucruri de groază și aș vrea să începem direct și să nu vă mai lungesc, guys. Primul lucru, avem momentan, guys, 5 lucruri pe care astăzi o să vi le prezint destul de creepy în legătură cu Brawl Stars-ul și aș vrea să încep cât mai rapid. Prima dată, guys, ar fi o nouă temă. Aveți chiar acum o poză pe ecran cu noua temă. O nouă temă și nu este datorită lui Mortis, că e, vedeți că pe spatele temei e Mortis și are chestiile alea, gen, vedeți, are liliacul lui. Deci, guys, s-ar putea să fie o temă de genul, s-ar putea să fie un event creepy în Brawl Stars. Adică nu o să fie nimic special, gen, pentru o sărbătoare sau ceva, pentru Halloween sau ceva, pentru că, după părerea mea, aceste lucruri nu se pot adăuga în Halloween, având în vedere că au fost găsite în martie, aproape aprilie. Ideea e, guys, că s-ar putea să existe un event de 14 zile creepy în Brawl Stars. Un event așa, cum o chestie, cum era ăla, gen, când s-au adăugat toate hărțile astea, gen, cel din Vision, când s-au adăugat toate chestiile alea, cam așa o să fie și un event. O să avem un event creepy în Brawl Stars, se poate, nu se știe sigur. Prima dată, guys, să vezi acum pe ecran, v-am zis, o poză cu o temă de la Brawl Stars din lobby, o temă mauve, adică care prinde foarte, foarte bine stilul ăsta creepy. Și totodată, guys, tot pe ecran, mai aveți o poză cu un shop, guys, și totodată ce mi-a tras atenția la acest shop nu este tema, pentru că tema, după cum am zis, este la fel, ci acele coinuri cu care cumperi, acele coinuri cu care cumperi, care au, gen, sunt niște monede cu ceva sus, așa, și au o față destul de, așa, adică nu știu ce sunt monedele alea, vedeți că puteți cumpăra mega box-uri cu ele, big box-uri cu ele, token, doublere, powerpoint-uri, tichete și coinuri. Adică nu știu care este treaba, în cazul în care se va adăuga chestiile astea, datorită și acestor monede, 100% va fi un event. Pe lângă chestia asta, guys, ce aș mai vrea să vă arăt în legătură cu un update creepy în Brawl Stars, ar fi o hartă, o hartă care are o poveste foarte, foarte ciudată. Se numește harta asta Horror de Grama. Este o hartă creepy, deoarece povestea îi spune că te-ai pierdut în deșert și trebuie să scapi de acolo, dar fiind faptul, guys, deci este o hartă așa de creepy, pentru că sunt și foarte multe cranii pe hartă, nu știu dacă observați, însă în partea de sus și în partea de jos este o mapă de Showdown, dacă nu v-ați dat seama, Horror de Grama se numește harta. Sau Grama de Horror, stați că nu mai știu cum se numește, Horror de Grama. Ei bine, vedeți că are totodată foarte multe cufere, dacă vă uitați, adică bă, are existent multe cufere, sunt foarte multe cranii, tocmai de ce asta o face să fie o hartă creepy. Vreți, nu vreți, guys, avem, înainte, gen, să anunț ultimul lucru, că este foarte, foarte șmecher, avem un game mode creepy, se va numi The Cemetery, respectiv cimitirul, un game mode în care o să fie un generator, guys, în mijlocul hărții și gen cum este și pe gemenatorul ăla de gemuri, însă să o fie pe o hartă de Showdown. Pe lângă power cube-urile alea, chestia din mijloc o să-ți dea și ție foarte multă energie. Zice pe hartă de Showdown, cel mai bun câștigă. Chiar acum aveți, guys, poze cu acel game mode, vedeți acolo, sunt acele cufere puse cu dovleci, deci acele cufere sunt puse cu dovleci, arată foarte, foarte șmecher, însă nu știu dacă le putem numi cufere, că văd ca un HP destul de mare. Și pe lângă chestia asta mai aveți acum o poză cu bomboanele alea pe care le ia, guys. Multă lume zice că s-ar putea să se adauge acest update de Halloween, să vă zic că nu este cazul, pentru că, bă, suntem în aprilie până la urmă, adică de ce ar face chestia asta fix acum? Și nu de Halloween, gen, adică nu are absolut nicio logică. Sau poate se face un update gigantic pe Halloween, însă este
complet de departe, guys. O să dau un match, guys, pentru că ultimul lucru pe care am să vi-l arăt mi se pare cel mai tare și totodată un lucru care s-a mai întâlnit la jocurile de la Supercell. Adică, din toate lucrurile pe care vi le-am arătat până acum, acest lucru are cea mai mare șansă de probabilitate să se întâmple, guys. Cine s-a jucat Clash Royale? Vreau să-mi lase un comentariu. Știu că v-a jucat o tonă de... o tonă, gen, foarte, foarte mult Clash Royale. Poate unii vă mai și jucați. Cine s-a jucat Clash Royale știe că există anumite eventuri pe Brawl Stars și toate chestiile astea, însă există și anumite... Asta există și... Mamă, n-am mai să fac chestia asta. Există anumite eventuri numite Retro Royale. Cine știe chestia asta? Sunt niște eventuri în care te joci numai cu cărțile alea și Clash Royale iau o înfățișare așa mult mai, să spunem așa, retro, adică versiunea aia clasică, guys. S-ar putea ca în acest update creepy să se numească nu ceva horror, să fie un fel de update retro, chiar acum aveți o poză pe ecran, și să revină Brawl Stars cum era în 2018. În 2017 era așa, gen, te jucai așa pe telefon. În 2018 a devenit așa și abia în 2019 s-a băgat lobby-ul ăsta pe care îl știm. Chiar acum, guys, să vezi varianta, să zicem, încercată creepy a acelui lobby. Acelui lobby care s-ar putea să vină în Brawl Stars, adică ceva retro, guys. Tot ce v-am arătat în acest videoclip sunt informații, sunt leak-uri din joc. Nu garantez, guys, că o să se adauge, însă există o foarte, foarte, foarte mare probabilitate să se adauge aceste lucruri în joc. Eu am fost Marius Iancu, cam asta a fost, guys, cam asta am avut să vă spun în legătură cu update-ul creepy din Brawl Stars. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați butonul de like. Noi ne vom revedea curând cu episoade noi și înainte să închidem acest videoclip, vedeți aici, guys, avem aici un club Frăția Bară Jos, unde este acest băiat prezident de 17.000. Puteți să intrați aici, băiatul a făcut mai multă curățenie, deci, guys, puteți să intrați aici pe clubul ăsta. Eu am viceprezident pentru că eu i-am dat prezident la el, nu o să dau afară pe nimeni, ce mai vreau să mă asă băieții și o să puteți să intrați și voi. Așteptați, guys, cu sufletul la gură acest update creepy. Pentru că se pare că rugămințile pe care le-am făcut noi de-a lungul acestui joc, cum să se adauge ceva creepy, un event creepy, cum să se adaugă un event de Paște, un event de Crăciun, un event de Halloween, să fie reale, guys, și să primim un event creepy în Brawl Stars. Eu am fost Marius Iancu, nu uitați de un follow pe Instagram, Marius Puteacu 2D, să jucați jocul Haki 666, haha, să uitați pe server de Discord și eu v-am dus. Hai, salut!